Salutare tuturor, prima am zis la Gaming TV. Primul review al săptămânii este din Deadpool. Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Bouncy! Or bouncy! Acțiunea jocului începe în apartamentul lui Deadpool, acesta având o conversație aprinsă cu creatorul său, Peter de la Penia, în care Deadpool va anunța că dacă nu-și va primi un titlu, respectiv un joc cu el, va arunca sediul lui Penia în aer. Până acum, se vede că jocul nu o duce prea bine la Boston. Dacă mai stai să te gândești, el face mișto de absolut orice înseamnă Marvel, mai exact clișeurile și de unele filme contemporane, iar toate acestea fiind făcute de Deadpool, respectiv cele două voci din capul său. Prin urmare, el are câteva piulițe lipsă, prin faptul că discută cu sine însuși. De asemenea, Deadpool dispune și de o caracteristică mutantă de a se vindeca, mulțumită unui ADN de la Wolverine, așa că regenerarea în joc este și ea disponibilă. Pe măsură ce progresezi în campanie, vei câștiga valută DP, ce poate fi utilizată pentru a-și îmbunătăți abilitățile de bază, debloca noi stiluri de luptă, pentru a achiziționa noi arme și a îmbunătăți cele pe care le ai deja. Noile elemente sunt cele precum baroasele în locul săbilor, mitralierele în locul pistoalelor și accesorii precum grenade sau landmines. Deadpool este un fel de action-adventure third-person spectacle fighter. Destul de ciudat, nu? Seamănă privit din ansamblu cu Prototype sau X-Men. Ai parte de nivele diferite, ele variază de la clădiri până la personajele celebre care își fac apariția pe parcursul jocului. Arhitectura de nivel nu este rea, ea fiind făcută mai mult pentru partea de parcurs. Controlul jocului pe PC este bun. Controlul jocului pe PC este foarte bun, acesta reacționând aproape instantaneu. Varianta pentru PS3 însă are ceva lag între comenzi, iar pe Xbox atacurile fiind uneori întârziate. Oricum, momentele de fight sunt destul de spectaculoase, dar puțin cam plictisitoare. Chiar dacă la început ești cu două săbi și două pistoale, situația ofensivă și defensivă va crește pe măsură ce avansezi în joc și acumulezi puncte. Vorbind de skill-uri, el are 3 atacuri principale, ele fiind fie cu săbile sau cu pistoalele și un atac special. Cele 3 pot fi folosite una după alta, în acest mod îți poți crea un combo, chiar dacă după un timp devine repetitiv pe varianta de PC, ajungând la click-click-click, ferește click-click. Aceasta a fost partea ofensivă. Cât despre partea defensivă, Deadpool se poate teleporta. Problema cu mobii este că ei sunt repetitivi și este puțin deranjat să te lupți cu același lucru de la începutul jocului până la sfârșit, iar luptele cu boss-ii sunt aproape identice. În scurt apare boss-ul, puțin timp de replici, te lupți cu boss-ul, pistoale sau cu săbii, în final acesta a murit. Asta este tot. Deadpool este genul de joc care nu se axează foarte mult pe gameplay și mai mult pe poveste și pe replicile foarte amuzante care o să le întâlniți pe parcursul poveștii, câteodată spărgând al patrulea zi și caracterul vorbind cu tine. Așa că noi aici la Online Gamers îi oferim nota 8. Deadpool este jocul care îl numește în legătură de orice, de la creatorii jocului care a rămas fără buget și ar trebui să facă jocul în 2D, până la păpușile gonflabile și dialogul cu un taco vorbitor. Al doilea review pentru asta este din Crisis 2. Odată cu apariția jocului Crysis, cei de la EA se puteau mândri cu cel mai bun și impresionant engine de până atunci. Însă câțiva ani mai târziu apare Crysis 2, care este anunțat și pe Xbox 360 și pe PS3 și respectiv PC. Crysis 2 suferă de câteva probleme majore, cum ar fi eliminarea unor opțiuni de pe armură, unde în Crysis puteai să alegi din Extra Armor, Strength, Speed și Cloak. În Crysis 2 opțiunea de Strength este eliminată și înlocuită cu un Hold the Button. În cazul unui atac, lovind mai tare și folosind o porțiune din energia costumului tău. Pe lângă alte adaptări făcute special pentru consolă, ce limitează oarecum jocul, însă adiția unui sistem de upgrade-uri este binevenită. Altă problemă care o am cu jocul este inteligentul artificial, și anume faptul că chiar dacă ești la 2 metri în fața lui, nu te poate nimeri. Personal, fiind în stare să termin jocul, întreg jocul, fără să fiu văzut sau împușcat nici măcar o dată, inamicii umani sunt inutili și abia dacă îți zgârie armura, iar extraterestrii dându-ți omor în 3 gloanțe și credeți-mă, am terminat jocul ăsta de vreo 3 ori pe cea mai mare dificultate, în așteptarea unei plăci grafice noi pentru a putea juca Crysis 3. Dar deviem de la subiect.
Al treilea și ultimul lucru care îmi displace la Crysis 2, în comparație cu primul joc lansat de cei de la EA și Crytek, este grafica. Și mă refer la texturile mai slabe, care se vede că sunt făcute pentru console și pentru limitările vizuale ale acestora. Dar, mulțumită comunității, s-au lăsat un patch care face rezoluția texturilor pe HD. Din punct de vedere al poveștii, nimic impresionant, invazie de extraterestri, sfârșitul lumii care se apropie, tu fiind salvatorul lumii, dar cu niște personaje nu foarte memorabile. Cu toate acestea spuse, 2 ani mai târziu apare Crysis 3, care va face diferența și va îmbunătăți jocul precedent. Grafică bună? Avem. Personaje memorabile? Avem. Un arc super badass care te lasă să tragi în timp ce ești invizibil? Avem. Inteligent artificial competent? Avem. Practic, acest joc repară tot ce era stricat în Crysis 2 și vine cu o poveste puțin ciudată, având în vedere sfârșitul jocului precedent. De această dată, vei juca cu Prophet. Dacă știți cum se termină Crysis 2, înseamnă că vă întrebați cum de Prophet încă mai trăiește. Ei bine, personalitatea și memoriile lui sunt stocate în costum și când vine timpul să se trezească, îi combina amintirile sale cu cele ale lui Alcatraz, personajul principal din jocul precedent, și astfel Prophet lives once again. Pe lângă Prophet, jocul îl mai aduce înapoi și pe Psycho. Dacă ați jucat primul Crysis, vei ști despre cine este vorba. De această dată, povestea este mai încurcată din cauza unei corporații numite Cell, care folosește tehnologia SEF pentru a genera energie infinită pe gratis. Însă o fac doar ca să ajungă la conducerea lumii și după care au control asupra industriei de curent, aceștia îi bagă pe toți în datorii și cei care nu pot plăti sunt obligați să devină sclavii corporației SEL. Prophet are niște viziuni și premoniții care vine mama, tata sau cum vreți să-i spuneți al extraterestrilor. Cu toate că în Crysis 2, la final, omorâți toți extraterestrii, aceștia se reîntorc odată ce magnații de la SEL se joacă cu tehnologie prea avansată și reanimează extraterestrii. Rolul tău în toată povestea fiind să distrugi SEF-ul Alpha și să salvezi lumea încă o dată. Datorită poveștii, gameplay-ului bine realizat, Crysis reușește să revitalizeze și să îmbunătățească franciza din toate punctele de vedere. De la armele foarte customizabile, la upgrade-uri pentru costumul tău, până la grafică și poveste. Jocul este o capodoperă a jocurilor shooter și din partea noastră primește nota de 10. Ca totul să fie dat peste cap până la capăt, nici povestea din spatele jocului nu are o legătură solidă cu prima parte. Dincolo de costumul nanosuit, Crysis 2 pretinde că este o continuare, dar eșuată. Mulțumim pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like și să lăsați un comentariu, iar până data viitoare, vacanță frumoasă!